Gropile de pe străzile municipiului Petroșani au început să dea pe afară. Mai exact, au început să fie și înalte, nu numai adânci. Mărturie stă o gură de canal din cartierul Colonie, care de ani buni a rămas fără căciulă și care, în loc să fie dotată cu un capac normal, este mereu semnalizată cu fel de fel de obiecte. După crăci s-a ajuns la pomișori, apoi la dale de beton, iar acum s-a trecut la o adevărată construcție de inspirație științifico-fantastică. Deși totul ar putea fi rezolvat mult mai simplu cu un capac, acest lucru încă nu s-a întâmplat. Culmea, hăul din asfalt se cască la doar câțiva metri de sediul în care își desfășoară activitatea SC Apa Servesa Valea Jiului, adică tocmai instituția care are ca domeniu de activitate și canalizarea din Petroșani.